Doamnelor și domnilor, misiunea mea este din ce în ce mai simplă și aceasta pentru că soliștii care vor urma în continuare, instrumentiști sau soliști vocali, sunt pentru mine familiari, pentru dumneavoastră poate mai puțin cunoscuți. Cert este faptul că în urmă cu 3 ani de zile, în cadrul Centrului de Cultură al județului Timiș, a luat naștere un ansamblu de tineret, ansamblul Bujorul. În această seară, întărit de soliștii instrumentiști ai ansamblului Banatul. La vremea respectivă am avut, timp de 3 ani în mijlocul nostru, o tânără interpretă de folclor de la Chizătău. Ei, s-a hotărât între timp să se mărite și unde credeți că a venit? Aici, la dumneavoastră. De fapt, la Seleuș. Și pentru că s-a măritat în urmă cu 2 săptămâni și nu mai știu exact cum o cheamă, o invit pe ea să se prezinte.